Ei, și până la Crăciun e sezonul premiilor și al premianților. Vedetele se înghesuie, bineînțeles, la trofee. Și tu? Normal. De asemenea, noi abia ce-am luat un premiu. Acum două săptămâni, cel mai frumos cuplu TV. Cred și eu, nu? Cel mai frumos, cel mai bun, cel mai de toate. Așa, hai să trecem la lucruri serioase. Relația cu focoasa Gina Piston i-a cam dat aripi lui Smiley, pentru că acesta a ajuns cea mai populară vedetă a momentului. În schimb, Cabral e popular la el în cartier. Cine spune asta? Aflați chiar acum. Ești cel mai popular bărbat din România? Vedetă, nu ți-a plăcut? Cred că sunt foarte popular. E drept că totul m-a luat pe surprinderea asta cu cea mai populară vedetă de televiziune, având în vedere că eu nu mi-am dorit niciodată să fiu o vedetă de televiziune. Dar vedetă muzică. Nici măcar, îmi doresc să fac muzică și atât. De ce nu-ți place statutul de vedetă? Nu înțeleg întrebarea asta. Păi tu ai zis că nu te simți ca o vedetă. Păi nu mă simt. Ideea e mult mai bună titulatura de artist decât de vedetă, pentru că artist, tu știi cum e, vedete acum pot fi oricine, artiști, nu chiar toată lumea. Ești ce frumos ai! Bravo, felicit! Da, facem o echipă foarte bună, ne completăm foarte bine, bravo! Ești foarte sexy, seara asta i-a atras toate privirile. Cum de tare s-a Cabral să ești așa din casă? Doar astăzi mi-a lăsat lesa mai lungă, așa se întâmplă lunea uneori, dacă sunt cu minte. A populară vedetă de televiziune, n-a ieșit Cabral, a ieșit Smiley, ce părere ai? A fost aproape, el e popular la noi în cartier. Ioana, ia zi ce faci, ai lăsat aparatul, ce? Ce? Ai lăsat aparatul? Păi da, ca să mă filmeze. Astăzi, că a venit cu mine la eveniment și el nu vrea să apară, așa că foarte bine. Cum îl faci să mai apare și el așa din când în când cu tine, că eu numai singură te-am văzut. Hai să râzi, suntem aici datorită lui, dacă nu mergi cu mine, nu merg. Merg. Dar eram așa, gen, eram sigură că nu, știi ce? A zis merg? Măi, zic, vezi că eu mă programez la coafor, la alea, adică e o chestie serioasă, nu-ți bagi joc de mine, spui o zi înainte că nu mai mergi după ce mi-am făcut programul. Nu merg. El vrea și abia a terminat filmările la un film. Văd că ăla nici nu l-am recunoscut cu barba aia. Da? Personajul acolo. Nu pot să spun. Cred că abia în 2019 o să iasă film. Îți place mai mult cu barbă sau fără barbă? Mie îmi place oricum. Eu îl iubesc, e al meu, deci îl iubesc oricum. Raluca, ce-i cu tine cu rochițele astea așa scurte? La fiecare premiu mai ai câte una. Da, îmi plac. Știi că la un moment dat îmi zicea cineva că trebuie să vin într-o loc, e ceva mai lungă, că așa e, știi, așa. Așa zic la premii. Și am zis, îmi pare rău, chiar n-am, da, o să fac rău. Numai de-astea ai în garderobă? Da, recunosc, ce să fac, recunosc. Acum sunt și trendy, ca să zic așa, pentru că mi-am parcat mașina foarte departe, că a fost drăguț. Am văzut. Da. Și am intrat în pământul cel mai cel. A fost foarte fun. E adevărat că și oamenii ziceau, de unde o fi apărut, că așa că eram de undeva. Fetele au decolteuri, așa le-a spus la uniformă, e uniforma trebuie. Și noi putem avea și noi decolteurile noastre. Dar spune cum ați ales fetele astea, după ce le alegi, după decolteuri? În primul rând, da, după aceea, după lungimea firilor de pormă, care unele să aibă, da, dar de data asta Livia și-a schimbat lucrul. Da. Deci s-a făcut piesă, zici că deci e Barbie poate acum. Face orice, își poate alege orice coafură, că îi stă bine oricum. Vai, mulțumesc, el e finul meu, deci eu am și-o vreo două. Am și-o vreo două fire de păr și îmi fac acum o cotiță, știi cum... Deci, că și tu dacă ți-ai lăsat părul mai lung aici în față, ți-ar sta bine. Sprâncene, poate. Da. Un implant ceva? Da, am perie de sârmă acasă și dacă mi-o pun pe aia, știi cum se potrivește întâia. Da. Important este să facem frumos, așa cum suntem noi talentați, și să facem boșcălie, de tot ce e în stânga și în dreapta. Acum suntem cumva echipa mai aproape completă.